O criză de epilepsie a luat o turnură șocantă. Un bărbat în vârstă de 47 de ani din Sebiș, județul Arad, a suferit o criză de epilepsie în baie. În cădere a spart un geam bucățile de sticlă secționându-i vena jugulară și artera carotidă. Bărbatul, cunoscut om de afaceri din zonă, a căzut și ar fi lovit un geam care s-a spart, iar o bucată din sticlă i-a provocat o plagă profundă, secționându-i artera carotidă și vena jugulară. Sângerarea a fost masivă. Bărbatul a fost găsit ulterior căzut în baie, într-o baltă de sânge de către soția lui. Primul ajutor acordat bărbatului înainte de sosirea ambulanței a fost dat de un vecin al acestuia, care este medic. Medicii au încercat să-l resusciteze pe bărbat, însă sângerarea a fost extremă, iar inima bărbatului nu a mai putut fi repornită, scrie aradon.ro.